Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suceava este tărâmul minunilor în județul Suceava. Curtea miracolelor, județul miracolelor. La o secție de poliție din Păltinoasă a venit un domn șofer foarte cătrănit. Cu o reclamație le-a spus polițiștilor că fusese tamponat de un alt domn, adică cu mașina. El își vedea de șofatul lui prin satul Capul Codrului și deodată a apărut alt șofer neatent și l-a tamponat. I-a șifonat mașina lui, așa că venise la poliție să ceară o adeverință, o dovadă, să-și repare mașina, da. Să fie omul legal. Și acesta este momentul în care am vrea să dăm cuvântul hronicarului de la Monitorul de Suceava. Citez. Marea surpriză a venit când polițistul i-a solicitat respectivului documentele. Acesta, luat la întrebări, a realizat abia atunci că îi trebuia permis ca să conducă. El nu avea permis, apar, n-avea niciun fel de permis pentru niciun fel de categorie auto. Și, sigur, asta este infracțiune, dosar penal, conducere a unui autovehicul fără drept și polițiștii au pus și etilotestul, cum se face în astfel de situații. Aici, altă minune, alcoolemia indicată a fost zero. Da, asta vă spun. În Suceava se întâmplă numai lucruri neașteptate. Minunate, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.